Salutare, stimați telespectatori, sunt Daniel Vinca, vă spun din bine ne revedem. Suntem undeva în cadrul larg al unei reuniuni medicale la Neamț, zilele medicinii neamțene, și stăm de vorbă cu un complex de personaje într-un singur om. Chirurg, doctor și lider de sindicat. Alături de noi este domnul doctor Victor Eșanu, președintele așa numitului sindicat al medicilor, are o denumire mai interesantă, Camera Federativă a Sindicatelor din România. Păi, așa de multe sindicate, ar fi prima întrebare și a doua, care eu să mă odihnesc în timp ce vorbim din asta, da. Este în ce măsură sau nu sindicalismul dăunează grav sănătății? În primul rând, dați-mi voie să vă salut și pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii care ne vor urmări, bănuiesc. M-am simțit onorat de invitația la Piatra Neamț, eu fiind moldovean, chiar dacă vin de la Cluj. O să încep cu prima întrebare a dumneavoastră. Se numește sindicatul Camera Federativă, de fapt este vorba de o federație. Federație înseamnă două sau mai multe sindicate. Se numește Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România. La un moment dat era o modă, oriunde se întâmpla un conflict într-un spital, lumea se organiza și își făcea un sindicat, pentru că altfel nu poți să rezolvi o problemă. Nu poți să mergi la ministrul 40 de oameni odată, nu poți să mergi la Consiliul Județean, trebuie să mergi la un lider. Și atunci lumea se organiza. Și ne-am trezit cu o situație în care aveam câteva federații, plus vreo câteva sindicate, câteva zeci de sindicate în toată țara. Și evident că nu poți fi reprezentativ dacă ești împrăștiat. Unul la mână, doi la mână, nu poți rezolva o problemă, nu ești o forță. Spre exemplu, Federația Sanitas, care este cea mai numeroasă și cea mai bine organizată și am tot respectul pentru faptul că au știut să se organizeze, sunt o forță, pentru că sunt un pumn, o organizație bine închegată, un partener de dialog solid. Și atunci noi, de vreo câțiva ani încoace, am pornit o politică de refacere a unei federații mari și puternice. Spre exemplu, exista la București o federație, se numea Cantacuzino, condusă de Florin Chirculescu, un tip admirabil, chirurg torocalist. Ne-am întâlnit la Varna, la o ședință a Federației Medicilor Europene, despre care o să vă spun câteva cuvinte, și am zis, mă, Florin, nu mi se pare corect, hai să fuzionăm. Și el mi-a dat un protocol de fuziune prin absorpție și, practic, anul ăsta, cred că terminăm absorpție, deja au venit la noi filiala Călăraș de acolo, filiala Slatina au venit la noi, spitalul Timișoara, Materna și spitalul Vâlcea. Deci, practic, toată federația vine la noi. Așa de mare e federația asta, așa da. De federativă e asociația pe care o conduceți, că la Neamț, de ceva vreme, nu prea așa. Mai există sindicat. De-aia am venit la Neamț. În primul rând, la Neamț există în Roman. Colegii de la Roman au rămas foarte bine organizați, fiindcă și-au dat seama că e foarte ușor să strici un lucru bine făcut și după aia trebuie iarăși să o iei de la zero. Noi am avut o organizație aici în Neamț, foarte puternică, a fost o filială extrem de importantă, care a condus-o doctorul Kösig. Actualul șef al Camerei Medicilor. Păi da, și când am intrat pe site-ul Colegiului Medicilor, l-am văzut pe domnul doctor, zic, stai fratele meu, acolo este omul nostru care, o să vă spun câteva cuvinte și despre asta. De fapt, ce s-a întâmplat? Noi am luptat foarte mult pentru organizarea Colegiului Medicilor. Camera Federativă a fost unul dintre parteneri care a spus că avem nevoie de un colegiu. Corect. După ce l-am organizat, ne-am trezit că toți liderii noștri, care știau legislații, care erau pregătiți, au început să fie cooptați în conducerea Colegiului Medicilor. Fiind un conflict de interese, am pierdut liderii. Ori în sindicalism, unde s-a plecat liderul, nu tot omul are curajul să mai lege la cap. Păi, și atunci, lucrul ăsta s-a întâmplat și aici. A ajuns domnul Kösig, director de spital județean, tot respectul, pe tot pe meritul tânsului foarte bine, și după aia și președintele Colegiului Medicilor. Ultimul președinte al nostru de la Neamț, da. Chemat domnul doctor Pop Corneliu, un medic oncolog, cu care ne-am întâlnit la Brăila cu 5 ani la un simpozion. Dar după aia dânsul s-a retras, pentru că cu ani oamenii se retrag și dacă nu-ți vine alt lider, e foarte greu. Dar o să refacem organizația. Plecă de la cazul domnului doctor Kösig și auzindu-vă ieri că ați pomenit la tribună și de alte cazuri, v-au plecat lideri din județe. Da. Ba la Colegiul Medicilor. Avem liderul de la Suceava, care a fost lider de pe vremea lui doctorul Kösig în 90-96, a ajuns secretar de stat în Ministerul Sănătății. Alții au plecat director de spitale, alții prin alte politicieni, în administrație. Concluzia, și în sănătate a funcționat sindicalismul ca o rampă de lansare spre, ca o trampolină spre alte provocări.
Sindicaliștii nu sunt cei mai comozi oameni, pentru că de obicei sunt oameni care își spun părerile, nu prea acceptă valul, știu care sunt problemele și de aia foarte greu sunt acceptați în funcțiile astea, pentru că ăsta nu e un om foarte comod. El tot timpul o să-ți spună părerea lui, el tot timpul o să-și apere oamenii și de obicei sunt oameni încercați, pentru că administrația nu prea acceptă să le spui părerile și suntem atacați tot timpul de justiție, de administrație, supraviețuim, pentru că știi foarte bine că dacă faci sindicalism ești verificat primul, ești controlat primul, și atunci nici nu faci. În acest moment, la Neam, din câte știu eu, și vă rog să mă contraziceți dacă cumva greșesc, mare parte din medici, din doctori din medici, fac parte ca apartenență sindicală de la Sanitas, sindicatul asistenților, prin definiție. Sanitasul este sindicatul cadrelor medici și personalului auxiliar. Acolo unde organizația medicilor, dintr-un motiv sau altul, nu prea aș mai făcea treaba, oamenii care știau că au nevoie de un cadru organizat, ca să-și rezolve o problemă, încercau să-și caute ceva. Unii își făceau alte sindicate, alții i-au cooptat Federația Sanitas, în special medicii școlari, din câte știu eu, mare majoritate. Exact asta facem, pentru că am avut surpriza să vedem că în Europa, în toate cele mai bogate și mai puternice țări și cele mai puțin bogate, există sindicate ale medicilor de 50 de ani. Noi eram deprinși că numai asistenții au sindicat. Nu oameni buni. Medicii în toată Europa au sindicate care sunt coagulate în Federația Europeană a Medicilor Salariați, unde salariul este mai bun, că noi toți vrem în străinătate în țările cu salariul mai bun. Acel salariu nu le-a picat din cer, nu le-a fost oferit de nimeni. A fost obținut prin negocieri dure, prin discuții și prin lupte. Ca să vă spun că actualul președinte este italian, fostul președinte, doctorul Vețel, este de la Strasburg, este francez. Adică Franța, Italia, Germania, Olanda, Spania, Portugalia, toate țările din fosta Iugoslavie. Deci avem, din toate țările europene, avem sindicate în Federația Europeană. Păi dacă nicăieri în lume, guvernantul nu vine să plătească bine un serviciu social, special, prestat de medicul care lucrează la stat, crede cineva că o să vină în România să vă spună, luați? Exact asta ne-a dat într-un fel încredere că trebuie să continuăm lupta, fiindcă uneori când ești atacat sau când vezi că lumea nu prea te susține, îți vine să te lași de treaba asta. Dar când vezi că în toată Europa se întâmplă lucrurile astea, zici, stai un pic, trebuie să mergem, să negociăm, să ne luptăm. Mai ales că avem posibilitatea, prin Federația Europeană, să mergem direct la Consiliul Europei sau la Parlamentul European sau la Comisarul European, care este omologul Ministrului Sănătății. Este ministrul Sănătății European, Antonio Borg, actual, în care se spune, uite, asta se întâmplă la mine în țară. Vă rog frumos să trimiteți o hârtie guvernului și se întâmplă că noi facem sesizări, guvernul le primește și de la Uniunea Europeană, doar că noi avem un stil foarte interesant de a fi europeni. Noi suntem europeni cât ne convine nouă. Logic. Mă înțelegeți? Că atunci când trebuie să luăm niște legi europene care nu ne convine, deja le lăsăm deoparte, cum ar fi directiva, de exemplu, cu timpul de muncă. Este o directivă a Consiliului Europei referitor la timpul de muncă, care spune că dacă ai ieșit din gardă, tu nu mai ai voie să prestezi servicii și a doua zi de dimineață, pentru că nu mai ești fresh. Spuneți asta unui director din România sau Ministrul Sănătății. Nu, domnule, noi asta nu putem lua, pentru că nu ne convine, că trebuie să mai scot posturi la concurs, că trebuie să mai dau salarii și așa mai departe. Ca să nu mai vorbim despre salariile actuale, care sunt niște salarii de toată jena și de toată rușinea, și problema cea mai mare este că pensiile sunt legate direct de salarii. Pensiile noastre depind de remunerație. Dacă nu să ne luptăm noi acum pentru salarii decente, albe, în plicuri, impozabile, și o să ne mulțumim cu acele venituri care există, nu putem să spunem că nu există, că am fi ipocriți, de acele venituri informale, ca să le spun așa, în momentul când ajungi la pensie, să dea Dumnezeu toată lumea să ajungă cu bine la pensie, în momentul ăla ai o pensie din care nu te mai descurci. Nu te mai descurci și avem colegi, avem minți luminate, avem profesori de la care am învățat, care au pensii din care nu se pot descurca. De ce? Pentru că nu avem salarii. Pensiile sunt legate de salarii. Pentru salarii trebuie să ne luptăm. Asta este ideea. Există acum un proiect legislativ al domnului ministru Bănicioiu, care spune că dacă vrem venituri mai bune, ar trebui să lucrăm în spital câteva ore în plus, oferind servicii contra cost și semnând chitanțe. Domnule ministru, o plată este altceva. Da. Dacă doriți, vorbiți și o plată. Nu vreau să vorbesc despre nimic, ci înseamnă ca pacientul să tot plătească niște servicii la exact. Care nu mai ajunge. Practic, domnul ministru propune rezolvarea unei probleme pe spatele pacienților. Unul la mână ar trebui să sară în sus asociațiile pacienților. Și doi, înțeleg că pe timpul de muncă sau liber al medicului, care la un moment dat
punem întrebarea dacă e medic sau e robot. Păi asta ziceam, după 7 ore de serviciu, după 3 ore la cabinetul privat, fiindcă salariul pentru alea 7 ore este absolut... Te obligă să te duci la După care te duci repede în gardă, fiindcă mai vrei niște câștiguri, îți lași familia. Domnule, ministrul spune, ia mai stați voi 3 ore și mă oferiți serviciu, dar până când vorba... Chiar așa. Așa, adică spuneam ieri că este un cântec în Ardeal, cum vine de la Cluj, te-o ține cu lapte dulce dacă vacă ți-i aduce, adică vreți salarii mai mari, dar eu nu vă dau salarii, dar vă dau posibilitatea să vă mai înhămați încă la 3 ore. Stați un pic, nouă ne trebuie salarul nostru să fie civilizat pe alea 7 ore. Noi nu spunem că trebuie să fie ca în Franța, dar trebuie să existe un raport. Cum se raportează salariul medicului la salariul mediu pe economie din Franța, așa trebuie să raporteze salariul medicului la un salariu mediu pe economie din România. Trebuie să înceapă de la 3 până la 5 salarii cu medicul rezident, să termine cu 5-7 cu medicul în vârful carierei și atunci altfel povestim și atunci punem problema, ținem medicii în țară sau nu ținem, e o meserie liberă sau cum nu este o meserie liberă. Evoluția acestui proiect de lege nu al ministrului Bănicioiu, ci al deputatului Bănicioiu. Este foarte interesant că domnul Bănicioiu a avansat acest proiect de lege în calitatea sa de deputat. Noi știm de ce, fiindcă a vrut să evite dezbaterea publică, dar n-a să evite, pentru că noi... Până la urmă, dezbaterea publică vine de la sine. Da, numai că dacă era înainte dezbaterea publică, n-ajungea în general să se discute. Da. Așa, deja l-au semnat 102 parlamentari, spre surprinderea noastră, dar toți cam de pe stânga, am văzut și 3 deputați de la PNL care l-au semnat. De pe stânga și sănătoși. Sper să ne ajungă la medici. Și despre asta, dacă vreți, o să vă spun că noi am avut o inițiativă prin care am rugat ca toți cei care sunt deputați sau președinți de Consiliile Județene, miniștri și familiilor să se trateze în România și am cerut ajutorul presei, că presa poate urmări efectul ăsta. Și s-au revoltat foarte mulți parlamentari. Păi ce asta e discriminare? Cum să mă tratez în România? Păi fraților, sistemul nostru este așa cum l-ați făcut voi. Corect. Vă rog și voi să veniți cu noi, să vedeți ce înseamnă să ai fonduri numai primele 10 zile și tu să te îmbolnăvești în data de 20, să stai la cost la laborator și la radiologie, să vezi pe banii tăi în condițiile în care chipurile ești asigurat. Uitați că în neamț nici pe data de 3-4 într-o lună, cred că chiar luna asta, depinde nu de s-a făcut, a apărut public anunțul că nu sunt bani la laboratoare, că nu s-au semnat contractele. Da, acum e perioada de semnare. Păi noi ne îmbolnăvim după cum se semnează țidurile între furnizori deci, și case. Exact asta am cerut noi, ca toți cei care sunt factori responsabili, să vină să beneficieze și ei de aceste servicii de care beneficiem noi cu toții. Altfel eu nu văd cum, pentru că am niște strupți de realitate. Pe el, dacă îl doare capul sau pe soacră, să ai lucru în avion și merge la Viena. Care, de unde? Să fii sănătos. Dar noi trăim în țara asta. Ne-a întrebat unul, ce îmi pedepsiți familia? Înseamnă că noi avem o pedeapsă. Sistemul ăsta, de fapt, e o pedeapsă pentru noi toți. Oferit de reglementările făcute de ei. Aceeași poveste am avut-o cu Taromu. Că și Taromu, noi suntem într-o confederație în cartel alfa, cea mai mare și mai puternică la ora actuală, și Taromu e la cartel alfa. Și eu zic, domnule, sunteți funcționari români. Vă rog să zburați cu Taromu. Țara asta trebuie să aibă, așa cum primul ministru merge cu Dacia ca să aibă angajatul de acolo în salar, așa și ăla de la avioane trebuie să aibă, așa și spitalele trebuie să trateze pacienții din România, chiar dacă sunt miniștri sau secretari de stat. Ei, până una alta au rămas la nivel de dezbatere. Mai ales că eu gândindu-mă și la veniturile parlamentarilor, tratându-se sistemul de stat din România, nu trebuie să plătească în plus, să asigurați. Și să vadă și ei și, până la urmă, lăsând gluma la o parte, să contribuie la bunătățirea sistemului în contact cu el. Că dacă nu apeși pe clanța aia, nu poți intra în încăperea asta. Categoric, aveți dreptate. Apropo și de asigurări, noi spunem că avem un sistem de asigurări, dar aveți dumneavoastră în buzunar o poliță de asigurare. Nu, dar eu v-am auzit ieri la tribună folosind o expresie și am reținut-o. Așa. Așa zisul asigurat. Pentru că noțiunea de asigurat înseamnă un contract de asigurare și o poliță de asigurare. Lucru care în România nu există. Fiecare cetățean ar trebui să aibă în buzunar lângă buletin, că așa se întâmplă inclusiv în țările sărace, inclusiv în Republica Moldova. Au o hârtie, i-am întrebat, ce aveți? Un car, un ceva. Ce asta e poliția de asigurare, fără asta nu ies din casă. Păi cum așa? Păi ce am scrie? Pot să apelez acolo, acolo și acolo? Nu pot dincolo și dincolo. Exact ca la RCA. Nouă ne se spune, n-aveți nevoie de contract. Vi se asigură totul. Așa spune legea acum. În afară de chirurgia estetică, vi se asigură totul și peste tot. Nu este adevărat. Cetățeanul trebuie să știe câți bani are statul. Dom'le, mi-a luat atâția bani, de asta are bani, de asta nu mai are bani. Eu trebuie să fiu informat ca și cetățean. Povestea asta că putem asigura tot, nu merge, nu funcționează. Mai mult și vă și provoc, auzim de multe ori că, dom'le, merge într-un spital și la Neamț, dar și în alte județe, județean, de stat, cum zice lumea, da.
și ai totul asigurat conform pachetului de bani. Așa scrie. Pe de altă parte, ți se spune, dacă e un medicament, nu am, pentru și îl cumperi și îl decontezi. Scuzați-mi expresia, domnul doctor, vrăjeală, pentru că nu se ceară niciun pacient doctorului. Domnule, dă-mi asta pe hârtie să-mi iau. Doctorul nu va pune parava pentru că știe că la un moment dat intră în litigiu cu directorul spitalului. Mai mult ca atât, președintele Casei Naționale a spus că este categoric interzis lucrul ăsta. Exact. Iarăși, ca cum scrie lege, zice eu asigur totul peste tot. Da. Bă, dar de ce nu simțim noi ca asigur? Exact. Dar cazuri concrete și vorbim de exemplu, uitați, pe ortopedie, la neam chiar a fost și un caz nefericit cu un flagrant, în care pacientul îi trimis să cumpere bani, șurub, altceva, el având piciorul sau șoldul rupt, o fractură, e urgență, dar nu sunt astfel de materiale în spitale din România de nivel județean. Ca să nu mă duc la alea mici orășinești. Deci situația reală este una, legea spune alta. Noi asta vrem. Și ne mințim de noi. Legea trebuie să fie în concordanță. Poate că ar trebui să revenim la 7,7, cum a fost pe vremuri, dar nu, pentru că și scăderea asta la 5,5 a fost făcută într-o perioadă preelectorală. Noi de atunci am spus, oameni buni, nu o să ne ajungă banii. Nu, domnule, trebuie 7,7 și 5,5 ce? 7,7 plăteam cetățeanul și plătea angajatorul. Și acum, deci înainte de campania electorală liberală, era ministrul Nicolaescu la primul său mandat, a scăzut-o la 5,5. A și pierdut alegerile oricum. Dar noi acum avem o criză mare financiară și am avut 7,7 și am văzut că este sustenabilă. Poate că ar fi o idee să mai creștem un pic finanțarea, dar pe mine mă enervează că ne mințim între noi. Dom'le, nu sunt bani. De ce spunem că sunt bani? Dacă ar fi bani, nu s-ar plânge cetățenii. Apropo de salarii, avem o lege din 2010, se numește Legea Salarizării Unitare, votată și promulgată. Nu se respectă exact la sistemul sanitar. Pentru oricine legea aia se respectă, partea cu sistemul sanitar nu se respectă. Dacă s-ar respecta acea lege, s-ar dubla salariile imediat. Deja ai putea spune, oameni buni, v-am crescut salariile, am și niște... Pe care e virgula din lege care nu se respectă? Nu se respectă, există acolo niște coeficienți. Coeficientul cu care se mulțește salariul de bază. Ei, când e vorba de sistemul sanitar, ce ne spune domnul ministru a sănătății, doamna ministru muncii plumb, ministru finanțelor, nu ne ajunge plapăma salarială. Deci pentru voi nu mai avem bani. Dar nu e problema salariatului, că... Pentru voi nu mai avem bani. Și acum de aia vin cu alte legi a salarizării. Am avut o întâlnire marți exact cu ministrul sănătății, finanțelor și a muncii la București, în care spune... N-ați vrea alte lege salarizării, stați un pic, dar voi pe aia n-ați respectat-o. Dacă voi pe aia nu sunteți în stare să o respectați, care este votată și promulgată, spuneți că nu aveți bani, nu, măcar pentru dublarea salariilor, care v-ar permite să aveți niște pretenții și ar permite poate cuiva să mai reține oamenii că avem județe în care nu avem specialiști deloc. Neamțul stă foarte bine, filiala mea din Călăraș ne-a povestit că acolo lucră bulgare, ei vin de peste Dunăre, nu mai are cine lucra, la Tulcea nu mai este un pediatru. O secție de pediatrie care e goală. Poate că dublarea salariului ar permite să mai ții oamenii pe aici acolo, pentru că totuși meseria asta înseamnă 7 ani de facultate. Spre exemplu, ca să fii un magistrat, faci 4 ani de universitate. Aici faci 7 ani după care nu poți profesa, pentru că trebuie să mai faci încă între 5 și 7 ani de rezidențial. Când aduni toți anii ăștia, te trezești undeva la 30-32 de ani să-ți cauți un post într-un spital și să profesezi. Deci, practic, până atunci trebuie să te întreține cineva. Salariile rezidenților sunt foarte mici. Ajungând la vârsta aia, tu începi ca medic specialist cu un salar de 1800 de lei. Dacă credeți că cu asta se poate trăi, de aia doctorii aleargă la... Deci ai deja 32 de ani. Colegii tăi care au făcut universitate, au făcut o casă și au făcut o familie, tu nu-ți poți permite lucrurile astea pentru că medicina trebuie învățată. În medicină nu merge cu deduceri. De exemplu, primii ani de facultate trebuie să înveți pe de rost, pur și simplu. Vine limba latină peste tine, vine anatomia. Anatomia nu poți, n-are nicio logică. Trebuie să înveți pe de rost. Ai o carte care trebuie să o știi. La examen de anatomie, dacă nu ți-a arătat un ac ceva și n-ai știut, la revedere, ai plecat. Și să pornești cu 1800 de lei e extrem de greu. Ne întrebăm de ce ne pleacă tinerii. Cum să nu plece? Cum să nu plece? Și mai este altă problemă. Îi producem foarte mulți. Nu știu dacă se știe, dar România produce cu 20 de milioane de locuitori atâția absolvenți de medicină cât produce Franța cu 50 de milioane și Marea Britanie cu 60. Producem 7500... Și tot suntem un deficit de cadre. Băi, vedeți ce interesant. Avem 7500 de absolvenți pe an, putem absorbi numai 3000-3500, că atâtea locuri de rezidențiat scoatem. În fiecare an avem 4000 de copii cu diplomă de medic care nu știu ce să facă cu ea. Câțiva îi poate absorbi sistemul farmaceutic,
vreo câteva sute piratează pe la policlinici private, dar marea majoritate nu are cum să nu plece, fiindcă aici nu au nicio șansă. De ce produce mai atâția este altă întrebare. Dar asta da, este. Dar nu pleacă numai 4.000, degențele pleacă 5.000, 6.000. Nu pleacă atâția. Exact cam în jur de 3.000-3.500 pleacă. Cam atâția pleacă în fiecare an și este absolut justificat că pleacă. Problema cea mai mare este că noi zicem că nu avem medici în spitale. Nu avem medici în spitale mici. De fapt, exodul medicilor nu este înspre străinătate. V-am spus că avem de unde. Putem exporta. Când a zis Băsescu, dacă nu vă convine plecați, el nu s-a referit când i-a trimis. Eu nu sunt fan al lui Băsescu absolut deloc. Dar el știa ceva. El știa că producem atât că putem să mai exportăm. Stați liniștiți. Da. Avea calculul pe masă. Problema este că în orașele mari, în centrele universitare, și eu vin de la Cluj, avem medici de 3 ori mai mulți decât avem nevoie. Ei, exodul este dinspre orașele mici, spre orașele mari. Și nu este bine, fiindcă și în orașul mic, omul ăla dintr-un orășel mic, are tot dreptul să primească servicii sanitare de calitate. Ca și oricare altul, sigur că da. Deci neapărat trebuie să meargă el la București, Cluj, Iași și așa mai departe. Vă dau un exemplu foarte simplu. București, cu 10% din populația țării, are 30% din doctorii din România. Deci am avea de unde să trimitem la țară. Înțeleg că doctorii se duc pe zonele economice mai bine așezate. Absolut corect. Nimeni nu vrea să lucreze. Eu, personal, după ce mi-am luat doctoratul la Cluj, am lucrat în Munții Apuseni, în Câmpeni, într-un spital de gradul 4 și știu sistemul de la bază și până sus. Într-adevăr, n-ai toate beneficii, n-ai teatru, n-ai, mă rog, ieși din spital, te duci, unde te duci? Până la primărie, te oprești și mânci un grătar undeva, că asta e într-un orășel mic și vii înapoi. Deci, n-ai unde să mergi, n-ai, ești la munte, adică nu te poți duce la munte, că ești la munte, de fapt muncești la munte. Na, e altceva într-un oraș mare, dar cumva trebuie să găsim un mecanism și, spre exemplu, aici am vorbit cu colegul de la Roman, s-a găsit un mecanism, cine vrea să-și aducă doctorii, trebuie să-i ajute, domnule, cine vine în orașul meu, îl ajut cu un apartament, să zicem, măcar pentru care să plătească pentru o vreme chiria spitalului. Gen, măcar locuință de serviciu. De locuință de serviciu, măcar. Dacă vreau să-l țin acolo. Eu nu pot să scot să-i dau bani de salar în plus, dar pot să-i creez alte facilități. Pentru că dacă dau bani de salar, încalc legea... Da, în fine. Dar așa de bucuroși erau președinții de consilii județene și primarii de orașe, când le-a dat ministerul spitalele și toți vedeau numai contractele, reabilitările de la spitale, dar nu vedeau celelalte probleme, inclusiv cea a structurii de personal. Și am tot stat eu, că mi-am dat seama că am găsit pe cineva care vorbește mai mult ca mine, dar acum am prins eu un pic așa microfonul. Vorbeați la un moment dat și de salarii. Și o fi el medicul, un angajat special, cu multă școală în spate, nu contestă nimeni alta. Dar până la urmă, când merge la muncă, este un salariat ca oricare altul, absolut, care își vinde resursa, energia, creierul, sănătatea, orice angajat. Și trebuie să primească leafă. Nu-l interesează. Corect. Că nu ajunge placul mai salarial la domnului Băniceu, Nicolaescu. El ar trebui să se gândească numai la acel pacient. Da. El n-ar trebui să se gândească are de unde să-i facă rost de material de osteosinteză la pacient sau nu. Își are în spitalul Virgiu sau nu. Exact. Treaba mea este că dacă mi-a venit 1.000 în ziua, eu fac 1.000. Nu mi-a venit 2, îi văd pe aia 2. Eu trebuie să stau și mă gândesc, în primul rând, eu de mai fac rost de niște bani, că copilul îi trebuie să intre la facultate sau să-i dau niște ore în plus, să nu știu ce. Eu trebuie să mă gândesc, dacă în secție am material de osteosinteză, eu trebuie să mă gândesc, mai avem fire sau nu, eu trebuie să mă duc la șeful secție, am cu ce face treaba asta sau n-am. Păi nu, în ce măsură un medic? Îmi prescrie mie o medicație, un tratament, cel mai mult. Pe România, nu vorbim acum de, nu știu, de stele. Dar pe România îmi prescrie ce trebuie să mi se facă în condițiile în care el știe că la magazie două zile avem piramidoare, două zile, nu? Da. Și atunci stau și mă gândesc, nu cumva doctorul jonglează cu, nu cu diagnosticul, dar cu soluția la diagnostic. N-ar trebui, dar jonglează, asta este. Jonglează. Dar trebuie să faci ceva pentru omul ăsta. Păi, bun, e clar. Omul vine la tine cu o problemă și tu trebuie să-l ajuți cumva. Omul merge la medic ca la Dumnezeu. Cum a spus dumneavoastră, totuși e vorba de un salariat care vine la serviciu să-și facă treaba. Și vine un cetățean și trebuie să-l ajuți. Ai, n-ai, trebuie să-i spui. Și atunci îi spui, domnule, asta ar trebui să-ți fac, dar te duci și o cumperi pentru că n-am. Nu pot să-ți dau nici hârtie, că strigă ăștia care vă promit că vă dau și după aia o încasez eu. Dar asta este realitatea. Jonglezi tot timpul, faci compromise tot timpul. Asta e viața noastră, facem compromise. Problema este în ce măsură pentru acea sumă de asigurări plătite de cetățean,
ni se asigure lucrurile astea, că totuși noi avem o taxă care o plătim. Eu evit cuvântul asigurări, fiindcă v-am spus, până nu văd un contract ca și la RCA, din care să știu clar că asta pot, asta nu, eu o să vorbesc despre o taxă, care este o taxă. Da, apropo de asigurări, să revin într-una în alta. Cum e cu asigurările astea de malpraxis, care spun chiar oameni din Parlament, mai puțin aliniați, practic 95% înseamnă o resursă clară, nu de îmbogățire, că sună așa mai proletcultist, o resursă clară de profit pentru anumite firme și în rest 5% ce se cheltuie la asta. Vezi, perfectă dreptate și asta e... Nu, e un senator care tot este o temă de oară pe mine. Este o temă de dezbatere în care noi o ducem de vreo 10 ani. Vreau să plătiți banii ăla, nu la un pacient care, Doamne ferește, are un necaz. În niciun caz. În primul rând, în România este o prevedere că asigurările de malpraxie sunt obligatorii. Lucru foarte ciudat, nicăieri în lume nu se întâmplă lucrul ăsta. Asigurările trebuie să fie benevole. Eu, ca medic, trebuie să-mi dau seama că pot să greșesc, fiindcă numai cine nu lucrează nu greșește. Nu este chirurg care nu a avut o complicație. Domnule, lucrezi, faci, asta este. Nu, anatomia omului nu e la fel la unul și la altul. Clar. Și odată și odată tot se întâmplă ceva. Cine a zis că nu a avut complicație, e la nu a avut meserie. Dar la noi asigurările sunt obligatorii. Păi de ce stați un pic? Poate eu lucrez la statistică. Sau un medic mai în vârstă care lucrează numai într-un cabinet, nu mă operează. De ce să-l obligi pe el? De aici apare problema că începe să semene, cum spuneți dumneavoastră, cu taxa de protecție. Dom'le, dăm niște bani, cetățeanul nu beneficiază de banii ăștia. Eu n-am auzit multă lume să fie beneficiat. Mai este încă o aberație. Asigurarea de malpraxie sunt toată lumea o plătește spitalul, de public. Vorbesc de public. Da. Nu privat. De ce? Pentru că spitalul, prin concursul care l-a organizat, prin angajarea care a făcut-o ataca medică, i-a garantat cetățeanului că serviciile vor fi oferite de calitate. Și atunci asigurarea de malpraxie o plătește spitalul. Dom'le, tu l-ai angajat pe omul ăsta, garantându-mi cetățeanului că este un om de calitate. Ca și o... Doi la mână când negociezi pentru 200 de medici, economic vorbind, acum, scot alt preț, negociezi pentru 200. Noi suntem loviți de asigurările astea în fiecare an la sfârșit, pentru că altfel nu ni se reface contractul de muncă. Practic, dacă nu ne plătești, tu nu mai poți profesa, este o aberație. A trebuit eu să văd, stai mă, am pățit o chestie, puteam să pierd casa, mă duc frumos și mă asigur pentru o sumă, dar dacă se mai întâmplă, nu. Te obligă, îți pune o sumă și mai și plătești tu ca cetățean, ori spitalul zice că, domnule, n-are nicio treabă. Nu este adevărat. Și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat o decizie la un caz din Târgu Mureș, la o doctoriță care a fost operată la un nerv facial, în fine, și a obligat spitalul să plătească, pentru că în toată lumea lucrul ăsta este absolut clar. Și numai la spitale de stat. Indiferent de spital privat sau... Spitalul privat sau cabinetul privat, e un cabinet care poate și-l face omul singur. Acolo el într-adevăr plătește, pentru că el, eu cred eu că sunt așa de grozav că pot oferi servicii, plătesc și daunele când am... Dar și la un spital privat, eu pacient dau în judecată spitalul, medicul ăla poate pleca mâine, iar doi la mână, eu m-am dus... Cu încredere este pe un spital privat. Categoric. În cazul în care spitalul te angajează, el și ia o responsabilitate. Da. Când e vorba de un spital mai mare. Și noi de mult spunem lucrul ăsta, numai că sunt prea mari interesele financiare, dacă ați văzut și acolo, se discută acum de niște, canchete în sistemul de asigurări. Și suntem din părerea că ar trebui spitalul să facă această asigurare, spitalul să o plătească, eventual după aia să se întoarcă împotriva medicului spitalul. Fratele meu, eu te-am angajat crezându-te că tu știi ce faci acolo. Dar uite că am pierdut eu la spital cu pacienții tăi, ai să lucrezi de acolo. Nu mai ține de ce țară din Europa, citeam zile trecute pe net, plătește spitalul de stat asigurarea de malpraxie. Așa este normal. Oprește, eu văd acum un exemplu feriat. Oprește o garanție medicului și după 2-3 ani, acea garanție se returnează. Bun, aici discutăm deja despre relația între spital și de formă. Și de un contract colectiv sau individual de muncă care negociază sindicatul. Exact. Dar în spitalul și asumă răspunderea, pentru că spitalul are ștampila, nu fiecare doctor. Doctorul are parafă. Este un beneficiu care atunci când spitalul vrea să atragă, de exemplu, niște doctori, poate să zică, fiți atenți. Înalță-te-mi luntra nostru. Eu, dacă vii la mine în Tulcea sau... Eu plătesc mal. Îți plătesc și asta de malpraxie și așa mai departe. Ar fi și asta posibil. Și atunci spital, la rândul meu, eu, manager de spital, am tot interesul să-mi aduc medici adevărați. Pentru că dacă nu mi-aduc adevărat, știu că am deplătit după bisturiul lor. Să-ți pierzi toți banii, dar cum să nu? Exact. La ora actuală sunt niște pagube enorme. În măsura în care se câștigă procesele, pentru că în sănătate, noi de ce am vrut să organizăm o instituție numită Colegiul Medicilor?
Am vrut să o organizăm pentru că nu poți să te duci în tribunal cu fiecare caz. Clar. Medicul vine la serviciu și facă datorie. Dar se mai întâmplă. Și atunci, ca să nu stăie magistrații toată ziua cu cazuri de decese și de complicații, am zis, domnule, facem un corp de experți care să-i spune cetățean, domnule, nu s-a mai putut altceva. De asta e important și colegiul medicilor pe linia profesională. Ori noi trebuie să mergem pe linia sindicală, pe linia noastră, că de-aia am și venit la Piatra Neamț să și refacem organizația de aici, fiindcă știu că sunt niște oameni admirabili și cunoscându-i pe foștii lideri și cunoscându-i pe actualii, de exemplu din Roman, fiindcă în Roman a rămas organizația bine închegată și au și niște procese pentru drepturile lor și se luptă, altfel nu se poate, asta e România. De-aia trebuie să avem și organizații profesionale care să ne apere pe linie profesională, dar și organizații sindicale, fiindcă la ora actuală avem o mare problemă cu o decizie în alte curți de casație și justiție. În alta curte de casație și justiție este instanța supremă, mai departe, n-ai unde să mergi, care spune, domnule, medicul a fost echivalat și este cu un funcționar public, dar numai din punct de vedere penal. Adică eu n-am dreptul de funcționar, dar pot fi penalizat. Bun, sunt de acord cu asta, că ne-am dus imediat la europeni. Mă, voi sunteți funcționari? Da, sunteți funcționari cei mai bine plătiți din țară. Da. Până la urmă, sunteți în slujba, în funcția. Așa ne-a zis europenii. Și da, ce vă revoltați? Da. Și noi suntem, numai că cu noi începe grila. Da. Deci el are salariul în Franța, în vârful carierii, ca salariul judecătorului de la înalta curte de justiție. Și un medic începător are ca un judecător începător. Și atunci, da, și eu vreau să fiu funcționar. Dar nu mă lași pe mine cu o salarizare din aia socialistă sovietică și îmi dai niște responsabilități, cum spunea un ziarist, toată lumea vrea să se plimbe cu un Mercedes, dar să plătească ca pentru un Trabant. Mă lași pe mine cu un salar de mizerie, dar îmi cer niște responsabilități la maxim. Ei, noi avem acum o mare problemă, pentru că sunt, și știți dumneavoastră, la Vaslui, câteva colegi din ginecologie care au mari probleme din cauza asta și atunci soluția care ne mai rămâne este să ne luptăm pentru salarii. Spuneți-mi dumneavoastră altă soluție. Păi nu vă spun că... Te-o prinzi cu banii din buzunar, te-o ars, salariul este foarte mic, trebuie să-ți faci datoria, calitatea actului medical trebuie să fie cel puțin ca și aia de cealaltă e. Singura soluție este să ne luptăm pentru salarii curate, albe, frumoase, ca să nu putem fi acuzați de nimic. Corect. Să ne facem datoria. Mai avem puțin timp, nu vreau să vă confis toată ziua. Se tot vorbește de subfinanțarea sistemului. Da. Ba pe partea de materiale, ba pe partea de dotări, ba pe salarii. În același timp, uneori poate umflate. Dar vin și informații care arată că în timp sistemul a cam fost devalizat de oameni puși la vârf tot cu halate albe. În mergere de spital, cu achiziții supraevaluate și așa mai departe, vin tot din lumea medicală. Întrebarea mea este, acești manageri de spitale, care pe românești au ciordit, scuzați-mi expresia, au fost parte la anumite supraevaluări sau măcar incompetenți, măcar neglijenți, ca să nu vorbim doar de complicități. Vi-a asumat dumneavoastră cei care purtați același halat cu acești medici, cu acești doctori, ajunși manageri, sau a trebuit să și asume clasa politică care i-a pus? Pentru că nu ajungi director de spital dacă nu ești agreat de politic, din câte categoric, știu eu. Dacă nu sau sau susținere politică, niciodată. Sau jumătate, așa românește, neolitic. Ca peste tot în România, așa e viața, avem situații extrem de interesante, v-am mai spus, liderii noștri ajung în funcții administrative și noi trebuie să mergem la ei să negociăm. Și deja negociesc cu totul alt om. Da. Și îți dai seama la un care este și aturile sindicalistului de la... Categoric, păi da. Noi ne-am crescut împreună și asta e viața, asta e realitatea. Astăzi vorbești cu colegul tău care e lider de sindicat, mâine te trezești cu el secretar de stat și el îți spune asta putem, asta nu putem. Legea nu mai permite, trebuie schimbată legea. Colegul nu mai e ca e. Da, numai asta e viața, sigur. Aici aveți și dumneavoastră dreptate. Nu, întrebarea este în ce măsură politizarea asta excesivă dăunează sau nu sistemului. Pentru că nu vă supărați, în România toate concursurile astea și nu numai sănătate. Sunt concursuri de împrejurări. Dacă n-ai susținere politică, orice concurs este o poveste, aveți dreptate. Nu poți evita, din păcate, politizarea. Nu o poți evita. N-ai cum să... Vă spun, am lucrat într-un spital mic în care erau 8 doctori per total. Cum se schimba puterea? Făceau rucare. Director vine celălalt, da. Norocul nostru. Doi cu stânga, doi cu dreapta. Norocul nostru. Și toată lumea a ajuns director măcar la dată. Bine că... Da. Bine că eu plecasem, n-am apucat figura asta, că m-am mutat la Cluj.
Nu poți evita, nu poți evita politizarea. Asta e țara, asta e legea, asta e regula. Sigur, ne-am dorit cu toții să fie numai profesioniști. S-a încercat în sistemul sanitar să numim manager din alt domeniu. Am avut ministru economist, Nicolaescu, am crezut că, am luat exemplu Francescă și acolo era o doamnă economistă și am zis că dacă nu mai punem doctor, o să fie bine. Ei, uitați, la Ministerul Sănătății a fost economist, a fost politician, vânzător de mașini. Cine vreți dumneavoastră? Nu m-a fost Mănăuț încă nu a apucat. Nu, dar știți care e problema? Dar ideea este că sistemul tot are probleme. Adică politizarea asta nu pot să zic că a adus beneficii. Și când am avut manager medici, și când am avut manager... Păi dacă am fost pus pe aceleași criterii, păi degeaba am pus un jurist sau un economist, dacă am pus tot criteriul cu mătrii de partid. Noi, în Occident sunt manageri de spital, juriști, economiști și de spital. În general, este o meserie de manager acolo. Da. Ați văzut că avem și alte domenii în care am adus manageri privați, care după câțiva ani au spus, eu nu înțeleg ce se întâmplă, ce și-au plecat acasă. Da. Noi suntem, partea noastră sindicală, mai devreme sau mai târziu trebuie să negociem cu cineva. Cineva trebuie să fie pe locul ăla. Și să se asume. Indiferent că vine de la noi sau indiferent că l-au pus ei undeva, un coleg, bine ar fi să fie un coleg pentru că ăla măcar știe cu ce se mâncă. Dar și când este un economist, fiindcă economiștii, doamne, dacă nu mai ieși 2 cu 2 să iasă 4, fratele meu, eu dacă am un pacient în reanimare, ăla îmi consumă cât jumătate de spital. Nu poți să-mi faci 2 cu 2 să iasă 4, pentru că eu ca stat trebuie să-mi asum cheltuielile astea. Dar de-aia asigurarea... Medicina nu poate fi profitabilă de stat, îmi pare foarte... E un sistem, că tot acum avem guvern social de guvern, asigurarea e un sistem al solidarității. Luăm de la toți câte puțin și cheltuim pe aia care au nevoie, teoretic. De aia, teoretic, ne se spune asigurări sociale de sănătate. Numai că, de obicei, exact pentru ăștia săraci nu sunt bani. Asta e situația. Aici ne luptăm, încercăm să schimbăm legea, studiem legislația, că n-avem încotro, ne mai plângem și noi în Europa, venim înapoi, ne luptăm, mergem înainte. În graficul ăsta oscilant al organizării sindicale, da, al medici, a medicilor din România, faptul că, uitați, la Neamț acum suntem așa în partea aia de jos a curbei, contează și faptul că, în general, medicina e o meserie liberală, cu multă știință de carte, dar și cu multe orgolii? Categoric. Categoric. Și ca să ajungem în funcția, cum am ajuns la nivel de țară, a fost o bătălie. Toți sunt lideri din toate județele și sunt alegeri ca peste tot, sunt orgolii ca peste tot, trebuie să convingi oamenii ca peste tot. Nu poți ajunge acolo cu te-o numit cineva sau... Deci că trebuie să convingi. Comenează un menaj de fărămițarea sindicală care zicea că, dom'le, dacă vrem 5 să fim lideri, facem 5 sindicate. Mama e de treabă. Exact, aici aveți pe dreptate și o trebuie să trecem peste multe orgolii a unor lideri, dar până la urmă lumea a înțeles, pentru că ne-a strâns cu ușa inclusiv hotărârea în alte curți de casație și justiție. Vine peste noi legea și noi nu suntem pregătiți cu salariile. Și acele salarii nu o să ne le dea nimeni, atât timp cât îi lăsăm ăștia în pace, ei mai bine dau la poliție, la armată. În România tot timpul s-o dat bine la poliție și la armată, dar mă, e război, eu și înțeleg treaba asta, lângă noi e război. Dar și noi ar trebui să ne facem datoria cumva. Avem o lege care ne lovește această hotărâre în alte curte de casație și justiție și noi nu avem o salarizare măcar decentă. Nu avem. Deci nu avem încotro. Și asta ne-a și ajutat un pic să ne coagulăm, nu avem încotro. Deci altă soluție nu există. Eu nu văd altă soluție. Ori plecăm cu toții. Bă, dar eu o soluție. Plecăm cu toții. Că tot vorbeați la începutul discuției noastre despre legătura salariu-pensie. Da. Legătura normală, oriunde lumea civilizată. Mai ieri a publicat presa centrală lista rușinii, a zis, în fine, cu 255 parlamentari din România care au inițiat un nou proiect de lege pentru pensii speciale, pentru cei care cu onor ne conduc, însemnând ca după un mandat la pensia lor de bază, să se mai adune, nu știu, 12 milioane, dar în 3 mandate, nu 36, toate astea să se adune la ceea ce ei au deja, singura lor supărare, fiindcă pentru demnitatea de parlamentar al României nu ai spor de vechime, la indemnizație, și indemnizația nu e purtătoare de spor de vechime. Dar și dumneavoastră o lege specială în România, prin care vă asigurați salariile, le mai și plătiți, că degeaba le asigurați pe hârtie. Și vă faceți și pe hârtie. Parlamentarul cu el face legea. El ce vrează, el dă de cap. Are bisturiul legii. Noi nu putem să facem lucrul ăsta. Noi putem să ne luptăm pentru salarii. Atâta tot. Asta putem să facem, indiferent că suntem sau nu în sindicate. Și chiar am avut o liniște până la această hotărâre în alte curs de casație și justiție, cum spuneați dumneavoastră, fiecare își făcea pe un sindicat, dacă se plictisea, nu mai făcea. Acum nu mai putem. Acum nu avem altă șansă. Lumea a înțeles lucrul ăsta. A înțeles pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Vaslui. Au luat 3 doctorițe, câți bani ai în buzunar? Ești, uite acolo scrie, ești funcționar public din punct de vedere penal, trebuie să n-ai în buzunar nimic.
La revedere. Și săracele umblă acum pe la procuratură. Dar am avut un caz și la Neamța cu 3-4... N-avem de ales. Singura soluție este ca salariul care mi-l dă statul român în sistemul public, nu vorbesc de privați, trebuie să fie un salar decent ca unui medic european, că vezi, Doamne, suntem în Uniunea Europeană. Și atunci puteți să veniți cu orice lege. Eu vin și mă ocup numai de salarizare. Dar se întâmplă că Ministerul Sănătății zice, da, domnule, uite, o să vă duceți și o să consultați în plus și o să dați chitanța la oameni și asta o să vă ajute. Da, da, da. Din chitanța aia trebuie să iei spitalul chirie, trebuie să plătești personalul din jurul tău și îți mai rămâne și ceva care se impozitează cu 16%. Mare afacere. Și chitanța aia o dai unui om care, inclusiv aici, care a plătit asigurarea. Într-o zonă săracă, are o leafă, a plătit asigurarea și vine în programul tău. Da, și are o leafă de 1000 de lei pe lună, că sunt foarte mulți, că salariul meu e făcut din vârful și din subsistență. Are 1000 de lei. Știți că dacă dumneavoastră mâncați carne și eu mânc varză, nu înseamnă că amândoi mâncăm sarmale. Da, cam așa ceva. O ultimă întrebare. În Parlamentul României, că tot am ajutat parlamentar, da, că îi iubim, de-aia am trimis acolo, da, arată niște studii făcute de băieții ăștia care sunt cu ONG-uri și numără politicienii, că în ultimul timp procentul de medici a tot scăzut și a crescut procentul de avocați și juriști. Avem universități foarte multe. Asta este. Parlamentari sunt parlamentari și noi ne-am dus la vot și nu știu dacă am votat chiar bine. După cum ne uităm, avem încă destule facultăți și de medicină. Singura noastră problemă este că trebuie să ne învățăm să respectăm medicii, să le oferim condiții, să le oferim salarii și după aia să avem și cerință pentru ei. Avem avocați, avem multe legi din sistemul sanitar s-au făcut după modul legislației avocaților, numai că ei au cu adevărat o meserie liberală, din punctul ăsta de vedere. Noi încă suntem angajați 80% la stat. Privatizarea din sistemul sanitar este mult mai complicată. Dacă mai avem 30 de secunde, vreau să vă spun ceva foarte important. Noi ne-am dus la o ședință a Federației Europene cu o soluție, am zis, domnule, și noi și colegii medicilor, că am făcut un protocol de colaborare și ne-am dus împreună, am găsit o soluție în România. Privatizarea este soluția pentru sistemul sanitar. Și eu zic, opriți-vă un pic. Privatul are ca scop profitul. El o să-și aleagă cazurile cele mai ieftine din punctul lui de vedere. Cele mai bune, că nu sunt complicate, niște oameni subțiri, tineri și o să-i taxeze. Dacă va avea o complicație, dă la tine la stat o să vină și o să vă treziți că voi dați bani din banii publici la spitalele private, acoperind voi complicațiile cele mai scumpe, și asta ne-a spus Ofețel, atunci era președinte de la Strasburg. Privatizarea, din păcate, în Europa a arătat că nu este o soluție. Statul trebuie să-și asume costurile sănătății. Privatizarea nu este o soluție, deoarece privatizarea în sănătate niciodată nu-ți dă aceleași rezultate ca privatizarea în alt domeniu. 2 și 2 nu fac 4. Ți-a venit un bolnav cu apendicită, el trebuie să coste 700 de lei, ți-a făcut o complicație, trebuie să-i scoți jumătate de intestin gros, s-a transformat în 70 de milioane. Statul trebuie să-și asume treaba asta. Privatul nu și-o asume niciodată. El are un singur Dumnezeu, el trebuie să facă profit. Statul, eu nu mă gândesc la profit. Spitalul nu poate fi profitabil. Sănătatea în general, cu sănătatea s-a pierdut alegeri, nu s-a câștigat. Pentru că sănătatea nu e profitabilă, sănătatea se aduce pierdere. Dar tu trebuie să asiguri populației ceva. Privatul nu o să facă. Deci privatizarea, din păcate, nu este o soluție și noi am crezut că va fi, dar nu prea este. Mă dau dreptate și mă gândesc că la Piatra Neamț, unde demografic în toată țara au scăzut în ultimii ani prin comparație numărul de nașteri, sunt multe cabinete de medici OG în oraș, dar există o singură maternitate unde se poate naște. Absolut categoric, pentru că apropo de ce costă și ce nu costă. În momentul când îți face o hemoragie, el nu poate să o rezolve acolo în spital și poate să pierzi femeia, Doamne ferește. El o taxat-o. Nu poate să o facă la cabinet. N-are cum. El o taxat-o pentru că face o chestie minoră acolo. Când e problema mare, dacă ar fi un spital mare ca să-și asume și cheltuielile astea, dar nu prea se întâmplă, imediat salvarea și la spital. Dar bine, fratele meu, tu ai taxat-o odată. Zicea cineva că trebuie să încercăm să recuperăm banii, era propunerea parcă a ministrului Beuran, să recuperăm banii de la privat pentru cazurile care el mi le aduce și sunt de trei ori mai grave, fiindcă el mi le-a adus gata complicat. Să ne înțelegem, când vine de la privat, ăla-i bai. Și mă costă mai mult decât toată secția. Păi eu n-am avut nicio problemă pe secție în momentul ăsta. Numai că nu se întâmplă treaba asta. Circuitul ăsta încă nu-i pus la punct. Da. Suntem la final și închei trăgând o concluzie pe care ați anunțat-o dumneavoastră mai devreme. Cu sănătatea nu se câștigă alegeri.
Dar să pierd și ca să vă preia la accentul antrenesc, poate să fie bani. Mulțumim domnului dr. Victor Ieșanu, șeful Sindicatului Medicilor din România, Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România, pentru prezența la Neamț, pentru prezența în fața dumneavoastră a telespectatorilor. Vă mai așteptăm pe aici și sper că după ce dăm blanc la interviu, va spune domnul doctor cine va fi viitorul lider al Camerei Federative a Medicilor din România. Vă mulțumim, la revedere! Mulțumesc și eu!